Dacă tot v-am prins aici, mă gândeam să vă spun și adevărul. Da, trebuie să vă privesc în ochi, să vă spun că am avut o vacanță de o lună. Superbă! Am dormit, cred că, două nopți acasă. În rest am fost plecată weekend de weekend, weekend prelungit, adică de miercuri până luni. Timp în care m-am distrat, nu prea am dormit, nu m-am antrenat. În weekend, logic, un pahar de șampanie, prosecco și așa mai departe. Finalul, 3 kg într-o lună. Asta este marele adevăr. Poate e un șoc. Nu, mi-a mers cum se îngrașe, are antrenament atâta timp, nu există. Mereu vă spun, fetelor, că atâta timp cât tu te-ai putrebă, vreau să arăt bine în viața asta, e vorba doar de disciplină și de perseverență, da? Acum, într-adevăr, a fost o lună care mi-a făcut de cap, însă sunt conștientă că am exagerat și imediat, după o lună, bam, mă ocup și reiau toate antrenamentele, toate procedurile pe care le făceam, așa încât să revin la forma mea inițială. Dar se întâmplă, asta zic, o lună care trece imediat și uite așa, se acoperă abdomenul, încep grofitele astea pe coapse și așa mai departe. Cam asta s-a întâmplat vara asta, foarte frumoasă de altfel. Însă acum, de ce fac clipul ăsta? Să dau rețeta mea, cum să scap rapid de astea 3 kg care mă deranjează. Îți dai seama că mă deranjează. Și în ce, bineînțeles, prin programul meu de antrenamente. Pentru că, cum am spus, nu le făceam, acum o să le adaug iar la sală, online și live. Ești invitata mea, poți să pe Instagram să vedem care se potrivește cel mai bine. Apoi pe partea de alimentație, bineînțeles, avem niște la ce mâncăm. 3 mese gustărnicuțe cât să nu mănânc foarte mult la o masă. Și focusul meu personal este pe legume, cât mai multe legume. Și secretul din mânecă, da, din mânecă, este o cură cu un detox pe care l-am făcut acum ceva timp. E a doua oară când îl fac acum. Și sunt produsele astea de la Dieta Roma, da? Deci cred că m-ați mai auzit vorbind despre ele. Îmi plac foarte tare pentru că este un reminder, da? Din momentul în care m-am setat, băi, eu vreau să slăbesc. Fiolele astea îmi aduc aminte în fiecare dimineață, Diana, nu uita ce obiectiv ai. Nu uita că alea 3 kg te deranjează și sunt aici să te ajut. Da? Detoxul ăsta este super eficient pentru că e bine din interior. Sunt mai multe metode prin care poți face detox, ar fi sucurile. Personal nu mă avantajează pentru că eu mănânc, fac antrenament, trebuie să mănânc. Mai este o procedură, hidrocolonoterapie, cu apă, 40 de litri de apă care spală colonul și aceste fiole, da? Astea sunt produsele pe care le folosesc de la Dieta Roma. Sunt de 100 de ani pe piață, dacă vă vine să credeți. Deci s-au specializat așa fel încât după 100 de ani este produsul ăsta perfect din punctul meu de vedere, pentru că este 100% bio, este certificat de Uniunea Europeană. Nu are contraindicații, nu ai ce să pățești de la el dacă îl poți. Este 100% natural. O să vă citesc acum cele 5 ingrediente, da? Rădăcina de brustul, nalba de pădure, frunze de mesteacăn. Ideea este că este super sucios. Asta mi-a plăcut la el, este natural și, cum am spus, pentru mine este un kind reminder. Când îl pun dimineața în pahar, hai Diana, avem treaba. Constipată și așa mai departe și așa ceva vă ajută și un detox, că despre asta e vorba și în plus susține circulația venoasă și mai mult de atât vă hidratează, fetelor, pentru că știu foarte bine, uite-te în ochii mei. Da, tu nu bei apă și în felul ăsta te asiguri că ai băut un pahar dimineața, da? Minim un. Dar eu nu mă opresc aici pentru că trebuie să bei 4 pahare. Așa. Cum spuneam, nu mă opresc aici pentru că sunt totuși 3 kg pe care le-am pus și trebuie să le dau jos. Cât mai rapid acum le-am pus să le dau jos. Și al doilea pachet pe care îl folosesc de la dieta este pentru aderea grăsimilor. Ăsta de departe mi s-a părut o revelație. Prima oară când l-am încercat a fost foarte ciudat pentru că mi-a tăiat efectiv pofta de mâncare. Eu care, cum am spus, fac antrenament, am poftă de mâncare, mă bucur să mănânc și mai departe. Imaginează-ți că nu mai aveam poftă. Deci eu întrebam colegii prin sală, clientele, tu ce mânca? Rată cu piure de... Tu ce mânca? Dorada cu sos de dish? Tu ce mânca? Deci incredibil, toate cam o listuță cu pofte pe care mi le fac lunar. Nu le mai aveam, asta mi s-a părut incredibil. Aveam poftă, adică simțeam nevoia să mănânc, dar nu aveam poftă. Vreau și dulce, vreau și cu sucărău, vreau și cu sucărău, vreau și înghețată, să poftesc și mai departe. Și asta este datorată ingredientelor care sunt aici. Hai să vedem. Apă demineralizată, suc de măr, frunze de ceai, frunze de... Nu are contraindicații. Deci, de departe, asta este cel mai mare avantaj, cum am spus și la celălalt. Este 100% bio, aprobat de Uniunea Europeană, nu ai contraindicații. Deci, la fel cum mai bea un ceai, da? Pentru că știu că
face bine, că este natural și face bine, fie că e pentru somn, tranzit și așa mai departe, exact, și concentratele astea, care sunt la fel, niște fiole, le pui dimineața într-un pahar cu apă, e al doilea pahar pe care îl bei și în felul ăsta ai scăpat și de poftele alea nebune, pentru că acolo e problema. Problema... O știi și tu, că te duci la magazin, te foame și ai pune de toate în coș. Sfatul meu este să... mănânci și apoi să mergi la cumpărături și să testezi produsele astea. Le-am testat, eu sunt foarte mulțumită de ele. Când simt că e lată, iau toate măsurile, antrenamente, masaj, alimentație, fiole, tot, cât să mă asigur că acționez din toate direcțiile, așa că trebuie să fie, pentru că de acolo o să ai rezultate și o să fii motivată. Partea bună este că pentru produsele astea ai discount de 15% cu codul meu, Diana, 15, o să-l pun acum. O să pun și site-ul să intri pe el, să-ți comanzi, e valabil doar în luna septembrie și sfatul meu este să profiți, să le încerci. Cum am spus, sunt 100% bio, funcționează pentru oricine și merită să testezi și asta. Pe lângă tot ce te sfătuiesc eu de ani de zile. Așadar, intră pe site, pe Trăiește Bio, folosește codul meu, Diana15, și bucură-te de realizări, pentru că te asigur că o să simți diferența. Te pup cu drag, pentru alte informații, dă mesaj, întreabă-mă orice, eu am fost super încântată și sper și